Forțele navale române marchează în perioada 3-7 noiembrie împlinirea 140 de ani de la victoria obținută pe Dunăre de către marinarii militari români în timpul războiului de independență împotriva otomanilor. Glorioasele fapte ale marinarilor militari, precum și personalitatea remarcabilă a generalului de marină Nicolae Dumitrescu Maican, vor fi readuse în atenția publicului prin intermediul unor evenimente organizate la Constanța, Călăraș și Calafat. Mâine, la Academia Navală Mircea cel Bătrân, între orele 11 și 12.30, va avea loc simpozionul România și oamenii săi în războiul de independență, în cadrul căruia vor fi prezentate 6 lucrări, printre care România și războiul ruso-româno-turc și pe urmele generalului Maican. Generalul de marină Nicolae Dumitrescu Maican a avut un rol marcant în evoluția marinei militare române moderne, fiind considerat ctitorul acesteia. A îndeplinit 3 mandate de la conducerea flotilei române, 2 mai scurte, unul în anul 1874 și altul în anul 1877, iar cel de-al treilea cu o durată de 9 ani în perioada aprilie 1879-mai 1888.